proprietari și o convenție cu fiecare dintre proprietari ar fi mult mai simplă. Dom'le, asta e convenția, discutăm despre spațiu util pe care îl încălzești, mergi foarte frumos cum plătești curentul, cum plătești altele, îți plătești și... Eu v-aș propune să luați legătura și cu doamna Cecilia Istodorescu. Este doamna la Asociația de la Stomatologie. Doamna de mai mult timp reclamă lucrurile. Nu este singură, sunt foarte mulți, deci vă spuneam, sunt foarte mulți și problema se pune în felul următor. Nici n-ai unde să reclami, nici că cititorul de calorimetre care are, mă rog, este angajatul societății respective, unde să reclami, fiindcă patronul firmei este soția șefului de la ITM. Și cum? Pe cine controlează? Păi eu știu cine pe cine. Să presupunem noi. Au zis, dar de multe lucruri dintre astea pe care se ocupă City Manager. Sau ar trebui. Înțeleg că domnul Paponu e pe care să părăsească funcția. Nu, eu știu că domnul Paponu este în concediu. N-a avut în ultimii 4 ani n-a avut niciun concediu. Și tot cred mai că... des se zvonă care se spune că Nicu Paponu și-ar fi găsit... de muncă în altă parte și care vrea să părăsească. Nu vreau, nici nu știu și nici nu aș vrea să comentez ceea ce face domnul Papon. Eu știu ce face la primărie, știu că este în concediu. Mai știu că în mandatul 2012-2016 nu a avut niciun concediu, este singurul concediu pe care îl are. Dacă domnia sa vrea să plece, este dreptul dumnealui. Acolo, dacă mă întrebați, cred că legea a fost mult mai bună primă apariție, în sensul că city managerul ar trebui să aibă, ca și directorul de cancelare al prefectului, că am ocupat această funcție, un contract pe perioadă determinată, în sensul că ești... Nu mai lung decât mandatul celui cu care face echipă, respectiv. Exact, exact. Că următorul primar nu cred că mai vrea să aibă acela city manager, poate vrea să facă echipă cu altcineva și așa mai departe. Însă, dacă domnul Nicu Paponiu, a cărui profesionalism eu nu-l pun la îndoială, vreau să vă spun, chiar face treabă. Adică nu asta era intenția mea. Doar așa ca intermezul, știți? Acum o jumătate de oră, ce credeți că a declarat Ian Băsescu despre raportul ICB? Deci spumoasă declarație. Dacă n-ar fi fost nefericiții de Ponta și Antonescu, ar fi fost trișec. Da, este spumoasă, este chiar picantă. Este și cam adevărată, să știți. Este și adevărată, însă mă mir cum de domnul Băsescu, acum din opoziție, își permite să facă anumite afirmații, are chiar niște constatări, când noi știm că 10 ani de zile ne-a distrus. Aia știți dumneavoastră. Eu zic că a fost cel mai bun președinte pe care l-a avut. Bun, fiecare cu părerea lui, eu vă respect părerea, dar nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră. Da. Asta nu în sensul că am fi avut altul mai bun. Stați un picuț, că noi am avut numai președinți și conducători care ne-au dus la vale și care s-au dus peste tot cu căciula în mână. E subiectul altei discuții. Asta nu s-a dus cu căciula în mână. Dă-mi contră, poate că a luat-o prea... Păi nu s-a dus cu căciula în mână. Dar l-ați văzut acolo unde l-au mai filmat ăștia, că nici nu-l băga cineva în seamă. Era tot timpul izolat, era pe acolo. Haideți că nu ne-a adus mari beneficii, ba dimpotrivă, el și președintele jucător vor fi plăcut de el ca președinte, dar dacă gândiți că toate manevrele și sfărările le-a făcut el și cu Boc și cu Elena Udrea și cu Blaga și alții... Locuri nedovedite. A, nu, sub nicio formă, stați că le vine rândul. Când o să le vină rândul la astea să fie dovedite, o să fim noi oale și mulcele. Până una alta, iată că ce-au făcut nefericiții ăștia de Ponta și Antonescu, se dovedește în fiecare zi. Ponta cu Camarila și cu ăsta, ăsta nici n-a apucat să-și ducă mandatul la un mandat de premier, de președinte de 5 ani. Și deja este inculpat în 3 dosare. Inculpat, domnul. Am înțeles. Până la urmă, beneficiază ca orice cetățean și de prezumția de nevinovăție. N-ar fi trebuit, fiindcă suntem țară de nebuni, în condițiile în care, nu știu, 2 din 4 președinți sunt cercetați, anchetați și așa mai departe, în condițiile în care, dintre prim-miniștri, unul deja a fost la pușcărie, altul este inculpat. 3 dosare. Deci e imposibil să scape. Înțelegeți. Și plus că ați văzut că intră pe rolul ăla cu un alt trădare. Acceptat de Înalta Curte de Casație și Justiție.
O să vedem ce ești acolo. Eu vă spun că suntem bine, bine deci, le face. De înaltă trădare este demențială. Eu aș fi, de așa ceva. Părerea mea este și aș fi mult mai bucuros dacă până când vedem care este pedeapsa pentru ei, am vedea niște averi confiscate. Se vehiculează sume exorbitante de bani, furturi și prejudicii de sute de milioane și mii de și miliarde de euro, dar până acum n-am văzut în visteria statului un leu din toți acești bani. Da, voi cunosc că au recuperat 1% din prejudiciu, pentru că a făcut șmecheria aia că sunt nervate de sarcini imobile, știți, sunt date în chirie tot la firme de ale lui. Și astăzi ați văzut că, nu ieri, parchetul de pe lângă înalta corte a spus că și ce dacă. Și ce dacă? Astăzi, de exemplu, s-a pus echestrul pe ambasada Emiratului Kuwait. Nu știu. Care este proprietatea, clădirea este proprietatea lui Dan Șova, știați? Nu știam, dar eu văd că în ultimii 2 ani de zile se dă o altă interpretare legii. Sunt grevate de sarcini, da? Păi dacă ele sunt scoase la vânzare, noul proprietar are obligația să păstreze chiriașul până la expirarea contractului. Eu așa știu că spune legea. Da. Văd că acum nu mai putem să facem nimic cu... Nu e obligatoriu să pui sechestul, să scoți chiriașul afară. Imobilul este evaluat, se scoate la licitație, că presupun că se vinde printr-o licitație, da? Și noul proprietar, atunci în caiet de sarcini de scoate la licitație, este prevăzut foarte clar cu o prevedere legală. Dom'le, vrei să-l cumperi, dar vreau să știi din capul locului că ai... Știți că nu au fost prelungite contractele în cazul respectiv? Probabil... După arestarea lui Dan Voiculescu. Da, dar eu vă spuneam că din punctul meu de vedere puteau să facă lucrul ăsta, nu că nu se pune sechestru sau nu știu ce, pot fi scoase și la vânzare, dar cu mențiunea că noul proprietar are obligația de a păstra contractul până la expirarea lui. Presupun că nu-i făcut contractul pe viață și dacă e făcut pe viață, poate că vine foarte bine că îi vine o chirie, că nici asta nu mă gândesc că i-a făcut chirie pe un euro pe un imobil. Presupun că cheile sunt la prețul pieții. Poate cere în instanță reglarea chirii la nivelul pieții. Da. Revin și spun, atunci când vom vedea averi confiscate, bunuri scoase la vânzare și recuperați... Și recuperat prejudiciu. Prejudiciu. Asta e cel mai important, că dacă punem sechestrul pe un bun și îl ținem sechestrat până imobilul respectiv ajunge o dărâmă, ajunge efectiv o... cum avem și noi câteva și poate că vreodată putem dezbate aceste lucruri. Sunt clădiri lăsate în paragină. Care chiar creează pagube celor din jur, mediului, ambient. Plus că se mai acuiesc pe acolo niște oameni care își pun viața în pericol și nu-și dau seama. Plus că există posibilitatea să pice o cărămidă sau ceva de pe acoperiș în capul unui cetățean care trece pe acolo, aici trebuie să mai fim un pic atenți și trebuie luate niște măsuri. Da. Uitați și ne întreabă un telespectator. S-a hotărât, domnule consilier candidat la postul de primar? Noi până pe data de 31, acum de curând, noi ALDE, mă refer. 31 ianuarie, da. Trebuie să trimitem la București organizația și conducerea deci, centrală. Deci, 4 zile. Da. Conducerea centrală a solicitat la toate organizațiile din municipiile reședință de județ minim 3 nume. Să nu mă întrebați care sunt altele 2, că nu știu să vă spun în acest moment, că mai e până pe 31. 3 nume care să se facă un sondaj de la București ca să nu se creeze ambiguități și certuri pe plan local. Conducerea centrală se preocupă de sondaje de opinie și atunci spune, domnule, de la municipiul Drobeta, Turnul Severin, am introdus și am măsurat în sondajul respectiv pe Vâlcu, pe X și pe Y, cel mai bine a ieșit, nu știu, care este dintre noi? Z. Este foarte posibil. Bun, sunt niște condiții de candidaturi pe acolo, dar ceea ce este foarte important că eu vreau, da, partidul vrea, dar să vedem în unul a sondajului dacă și cetățenii apreciază sub o formă sau alta pe unul dintre potențialii candidați de la ALDE și atunci cel care va fi situat și poziționat cel mai bine în sondaj probabil va fi și candidatul nostru pentru municipiul Drobeta, Turnul Severin. Firește că dacă în urma sondajului voi fi plasat pe locul 1, voi asuma această candidatură și chiar la momentul respectiv, dacă așa vor sta lucrurile, voi ieși cu câteva
programe și proiecte pentru municipiul nostru, fiindcă eu nu vreau să spun nici că s-a făcut, nici că nu s-a făcut în municipiu, dar pot să spun că se pot face mult mai multe și dacă ne vrem într-adevăr un oraș european, sunt niște lucruri într-adevăr europene pe care trebuie să le aducem în discuție. În primul rând, turismul, care în mod automat presupune și crearea de locuri de muncă și a unei societăți, adică consum turiștii care ne-ar putea, potențialii turiști care ne-ar putea vin în Turnul Severin, consumă și atunci se cazează, se mănâncă pe la restaurante, își cumpără suveniruri și așa mai departe. N-are rost să explicăm aici ce înseamnă să aducem turiștii în municipiul nostru și avem unde și ce să le arătăm. Important e să și vrem. Pe de o parte, pe de altă parte, am câteva propuneri pentru crearea unor facilități în ceea ce privește atragerea de investitori. Avem una, dar din punctul meu de vedere a fost copy-paste, au făcut-o liberalii la vremea respectivă și n-am putut să mă opun că sunt unele proiecte care vezi că nu sunt complete, dar sunt bune. A fost un copy-paste de la orașe mult mai mari, s-a plecat de la investiții de peste un milion de euro și așa mai departe. Ori noi suntem mulțumiți dacă ne vin investitori în municipiul nostru și cu investiții mult mai mici, dar să creeze locuri de muncă, nu știu, de la 10 în sus, oricât poate să creeze, fiindcă ne-ar fi de mare folos. Nu ne trebuie neapărat de 2.000 și de 3.000, sunt bineveniți și aceștia, dar noi nu putem să creăm facilități doar pentru cei, sunt foarte puțini care au posibilități și care sunt dispuși să investească la noi sumele de bani. Ori, slavă Domnului, poziționarea noastră geostrategică ne permite să putem să creăm și facilități și investitorilor să vină, fiindcă avem și fluviu, avem și cale ferată, avem și rutier, deși autostrăzile ne cam ocolesc și o să fie un pic greu, dar avem avantajul... Ne cam ocolesc și chestia asta riscă să ne izoleze. Da, numai că avem avantajul că ne aflăm la, iacătă, în jur de 200 km de Beograd, 300 și ceva spre 400 km de Sofia, 300 km de București și 250 de kilometri Timișoara, 4-500 până la Budapesta și deci poziționarea... Și până la Viena, cam așa. Da. Poziționarea noastră geografică ne poate ajuta, dar bineînțeles cu un bun management. Voi ieși atunci când cetățenii vor considera că aș putea fi un bun candidat pentru municipiul Drobeta, Turnul Severin și atunci o să mai fac câteva lucruri și până atunci, fiindcă mai sunt și lucruri de bun simț și foarte simple. Nu trebuie neapărat să... investim foarte mulți bani, să spunem, nu avem bani ca să aducem investitori. Nu, trebuie doar să vrem. Și se poate. Sunt convins că se poate. Este și acea discuție cu parcul industrial, însă din punctul meu de vedere, în ceea ce privește demersurile care ar fi trebuit făcute de primăria municipiului și de Consiliul Local, s-au făcut. Deci noi avem hotărâre dată în acest sens. Numai că un parc industrial presupune... Din mandatul trecut, știu că s-a și semnat acolo între Consiliul Județean și da, s-au trimis actele la Consiliul Județean, acolo undeva s-au împotmolit, fiindcă după ce Consiliul Județean făcea ceea ce trebuia să facă, demersurile administrative și politice, urma să se emită o hotărâre de guvern, fiindcă un parc industrial se înființează printr-o hotărâre de guvern. De ce acolo s-a blocat? Ar trebui, nu știu, presa să se intereseze. Nu de ce, dar noi am găsit răspunsul de atunci. Pentru că Duicu, care era președinte al Consiliului Județean de atunci, n-a vrut să materializeze o inițiativă a lui Marius Dorul. A fost foarte simplu. Da, nu mi se pare corect. N-aș vrut să insist pe lucrul ăsta, da. Pentru că e o mărlănie. Da, nu mi se pare corect. Cum de asemenea, vreau să vă mai spun un lucru care nu cred că, cel puțin la nivelul mandatului acestuia, dar au mai fost situații, poate izolate, poate nu, și în mandatele trecute. Vreau să vă spun că... Bun, în ceea ce privește guvernul tehnocrat, clar, eu nu sunt cel care apreciez asemenea chestiune. Nici mie nu se pare fiindcă, că nu nicio rezolvare. Noi mai trecând prin situație. Fiindcă atunci când își asumă politic cineva o guvernare, fie ea... Și răspunde. Da, și răspunde și mai sunt alții care vin și îl trag de mânecă pe domnul ministru. Domne, trebuie și mie acolo, trebuie să fac și eu acolo. Vă închipuiți cu toate relele. Plus că pentru proasta guvernare se plătește în alegeri. În alegeri, corect. Păi aia nu-i mai interesează. Se urcă înapoi în avionul de Bruxelles, au plecat și spune mulțumesc mult la CV-ul meu acolo, apare că am fost ministru.
Da, dar pe partea cealaltă va trebui ca un bun primar cu o bună administrație locală să aibă foarte mare grijă și să ia atitudine atunci când pe sistem politic numim la instituțiile deconcentrate niște indivizi care nu fac altceva decât să le folosească ca organe de represiune asupra, în primul rând, a persoanelor juridice, a firmelor. Uitați-vă că... Dați-mi două exemple de două instituții folosite ca ciocane în felul ăsta. Protecția Consumatorului și ITM-ul. Și vă pot spune și mai multe. Care au avut... Au avut obrăznicia să se laude la nivel național, la un moment dat, ce-i drept, că au cele mai multe amenzi, sunt pe locul 1 în țară. Ori eu le-aș putea spune, băi, ești un nesimțit, fiindcă tu nu ești pus acolo să amendezi. Tu ești pus să controlezi, să iei atitudine, să coordonezi, să îndrumi. Mai este și activitate. Să corectezi, sigur că da. Care a fost efectul acestor acțiuni? Ne-au plecat și au mutat sediile sociale, toate societățile comerciale, mai mari sau mai mici. Da? Nu vreau să le fac publicitate la dumneavoastră în emisiune, dar vreau să vă spun și mai ales în domeniul construcțiilor. Firmele mai mari, care au avut 500, 800, chiar 2000 de angajați, da? Ne-au plecat. Păi ce înseamnă asta? Ei vor plăti impozitele acolo unde au sediu social. Da, domnule, pentru că e vorba de oameni care, dacă se întâmplă ceva rău în județul Medici, dacă ei distrugă aici ceva, nu îi afectează cu nimic. Oamenii nu sunt localnici. Așa este. Așa au fost puși de doi cu care avea legături cu Mehedințu, cu Mario, cu Kuala Lumpur. Înțelegeți că era Cărășan din Topleț. Au fost puși unul din Galați și unul din Tulcea. Chiar Constanța. Eu nu vreau și nu mi-am propus să-l înfierez pe Duicu, că și nu vreau să discut despre domnia sa, pus, nu? Fiindcă a avut și lucruri bune care le-a făcut pe scurtul lui mandat. Eu n-am da. Auzit de el. Mă rog. Eu vă spun doar, și la fel sunt și finanțele publice și alte instituții de control în general, care nu au venit să facă o muncă de control, coordonare și îndrumare, au făcut o muncă doar de sancționare. Au sancționat tot ce au putut, chiar dacă nu au găsit ceva și care ar fi putut să se lase cu un avertisment, tot au forțat nota și au sancționat cu amendă contravențională. Ori nu cred că este normal. Eu cred că este chiar normal. Domnule consilier, eu vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune. Telespectatorul nostru insistă să-i răspundeți clar dacă candidați. V-a răspuns domnul consilier, dar cel mai bine pe locul 1, va fi cel mai bine plasat, va candida. Nu se trage înapoi de la loc. Sub nicio formă și credeți-mă, chiar aș avea multe de spus, numai că suntem efectiv tot la mâna cetățenilor care vor răspunde la... Exact. Vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune, vă mai așteptăm și cu altele aici. Cu mare plăcere să știți că... Poate ne spuneți câte ceva despre personajele astea care conduc respectivele instituții, despre care am vorbit mai înainte, și nu numai despre ei, poate că e vorba și despre alții, așa e de interes pentru cetățeni să știe cine îi controlează, cine îi administrează, cine îi sancționează. Până la urmă, vedeți cum este și cu apa aia de pe inelul de hidranți? Da, am promis că mă voi ocupa, voi solicita în scris răspunsuri de la ambele societăți. Ce se poate întâmplă? Poate vor fi primit oamenii ordin să dea apă de acolo. Nu, dar poate... Mira. Domnul Cilea, poate exista și un contract între cele două societăți prin care ăștia plătesc apa consumată de acolo. Să vedem. Să vedem. Acestea fiind zise, oameni buni, de luăm la revedere aici de la dumneavoastră, mulțumindu-vă pentru răbdarea de care ați dat dovadă, urmărind și această ediție a emisiunii Buletin de Mehedinți. Până data viitoare, deci când vă promitem invitați la fel de vioi, la fel de importanți pentru comunitatea noastră și nu numai, vă spun deci o seară plăcută și la revedere. Doamnelor și domnilor, fiți gata pentru Buletin de Mehedinți. Sezonul nou începe în curând la Galaxy TV.